Săptămâna Mare este o înlănțuire de evenimente extraordinar de dramatice și dense ca și învățătură. Iisus își pregătea ucenicii pentru marele eveniment ce urma să aibă loc în câteva zile. Moartea lui Dumnezeu pentru păcatele omului. Am văzut tabloul intrării Domnului Iisus în Ierusalim și apoi am văzut tabloul blestemării smochinului. Domnul Iisus Hristos le transmite până acum ucenicilor următoarele lucruri. Eu știu unde te afli, prin ce treci, poți avea încredere în mine. Eu sunt Mesia cel așteptat. O, dacă ați cunoaște cuvântul, nu ați pieri. Eu aștept de la voi roade, nu doar frunze. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Următoarea acțiune a Domnului Iisus a fost curățirea templului. De ce? Ce dorea Domnul Iisus să transmită poporului de atunci și poporului de astăzi? Să citim textul. Marcu 11, de la 15 la 18. Au ajuns la Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu și învăța și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Care sunt deci lecțiile de viață din spatele acestei acțiuni de curățire a templului? Ce învățătură poartă pentru noi tabloul curățirii templului? În primul rând, ar putea fi următoarea. Reputația lui Dumnezeu stă tocmai în împlinirea cuvântului său. Dumnezeu tocmai își împlinea cuvântul rostit prin prorocul Hagai. Gestul Domnului Iisus a fost unul radical, inacceptabil din punct de vedere al conducerii religioase de atunci. Templul, pretindeau ei, era locuința slavei lui Dumnezeu, a șechina lui Dumnezeu. Cortul întâlnirii, locuința gloriei șechina a lui Dumnezeu. Gloria Shechina era cuvântul care exprima manifestarea lui Dumnezeu, stâlp de foc și nor. Un Dumnezeu imaterial ales să se manifeste cumva înaintea poporului său, tocmai pentru a-i oferi un indiciu al realității și prezenței sale între ei. Templul lui Solomon a adăpostit și el gloria Shechina. În 1 Regi, capitolul 8, versetul 10, ni se spune așa. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții nu au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Așa că vă dați seama ce au putut simți conducătorii religioși când l-au văzut pe Iisus desacralizând templul. Numai că ar fi trebuit să-și aducă aminte de două lucruri. Gloria lui Dumnezeu părăsise templul în timpul profetului Ezechiel. Citiți capitolele de la 8 la 11. Din pricina idolatriei poporului, slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimi și s-a mutat în pragul casei templului. Apoi de acolo s-a mutat la intrarea porții casei, iar apoi pe muntele de la răsăritul cetății și nu a mai revenit. Nici măcar după rezidirea templului, după întoarcerea din robie. Și al doilea lucru care trebuia să și-l aducă aminte ar fi fost cuvintele prorocului Hagai, care vorbește despre revenirea adevăratei glorii a lui Dumnezeu peste templu. În Hagai, capitolul 2, de la versetul 1 la 9, poporul este dezamăgit de lipsa de slavă a noului templu. Shechina, gloria lui Dumnezeu, nu mai coboruse ca în vremea lui Solomon la terminarea templului. Și atunci, prin Hagai, Dumnezeu le îndeaptă privirile spre alte vremuri, care tocmai acum se împlineau odată cu Iisus Mesia. Hagai spune, slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul Oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul Oștirilor, referindu-se
la Domnul Iisus Mesia. Deci gestul Domnului Iisus nu a desacralizat casa lui Dumnezeu, ci dimpotrivă a curățit-o pentru a-și face loc, pentru a face loc slavei lui Dumnezeu, El însuși, care este templul. Reputația lui Dumnezeu constă în ținerea cuvântului Său. S-a ținut de cuvânt. O a doua învățătură care o întâlnim în tabloul curățirii templului are de-a face cu amestecul dintre sfințenie și păcat. Dumnezeu nu amestecă sfințenia cu păcatul, nici la nivelul individului, nici la nivelul bisericii, a comunității. La nivelul individului, păcatul este intolerabil înaintea feței sale. Curățirea templului este o lecție obiectuală și pentru individ. Conform credinței creștine, trupul nostru este templul Duhului Sfânt. El trebuie păstrat curat. Dumnezeu nu poate locui o inimă care păstrează păcatul. Dacă inima noastră este templul Duhului Sfânt, ce adăpostim noi acolo? Dacă Domnul Iisus s-ar uita în inima noastră, ar numi-o El peșteră de tâlhari? Sau o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Sunt întrebările pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ar putea să ne le pună doar citind acest tablou al curățirii templului. La nivelul bisericii, avem de toate, cu excepția lui Dumnezeu, spunea cineva. Avem doctrine bine formulate, avem imnurile credinței, avem programe de închinare bine puse la punct, avem predicatori cu tot felul de diplome, avem prezentări creative, avem modele de succes, avem sisteme bine unse. Dar cât Dumnezeu avem în ele? Fără Dumnezeu, toate acestea sunt fără valoare. Biserica din Laodiceea, astăzi doar un morman de pietre în Turcia, este o oglindă fidelă a bisericilor din lumea noastră civilizată. Spiritul acestei biserici din Laodiceea este bine mersi printre noi. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Avem de toate, cu excepția lui Dumnezeu. Iată o întrebare tulburătoare pentru noi toți. Poate Duhul lui Dumnezeu ne-o pune. Dacă Domnul Iisus ar veni acum în biserica noastră locală, ce ar răsturna El imediat? Dacă ar fi să vină între noi, ce ar scoate El afară? Care sunt lucrurile incompatibile cu prezența Lui? Și aici nu mă refer la lucrurile exterioare, materiale, ci la cele lăuntrice. Cum venim la închinare? Ne pregătim pentru ea? Ce îi aducem lui Dumnezeu când venim să ne întâlnim cu El? Mai rău, versetul 17 ne spune că templul devenise un loc de adăpost pentru tâlhari. Ce cuvinte dure! Templul era folosit ca să acopere păcatul. Dacă ne gândim la bisericile noastre, biserica, prin membrii ei, ca și adunare, poate ascunde păcatul. Și o știm asta foarte bine. S-ar putea ca și aici să fie o vorbire a lui Dumnezeu pentru adunările noastre, acum, înainte de sărbători. Evreii de atunci nu se rugau în templu, ci prădau în templu. Foloseau religia pentru a scoate câștig de la oameni. Oamenii veneau de pretutindeni ca să se închine de sărbători. La templu trebuiau să schimbe bani în valuta templului, pentru că numai cu această valută puteau cumpăra animalele de jertfă. Rata de schimb era majorată de sărbători, iar prețurile la fel. Oare nu vedem mentalități asemănătoare și azi în lumea creștină? Doar că îmbracă alte forme. Și nu vreau să dau exemple. Vreau doar să ne cercetăm fiecare motivațiile inimii și să ne le curățim înainte ca Domnul Iisus să vină cu biciul și să ne răstoarne mesele. Astăzi avem mai multe resurse, mai multă cunoștință, dar mai puține roade. Și aceasta ar trebui să ne dea de gândit.